Ionel Dinu a fost stârnit de intervențiile repetate ale consilierului Gheorghe Spoială și, la un moment dat, a făcut ce știe cel mai bine. I-a amuzat pe consilier și pe ceilalți participanți la ședință cu o așa zisă lecție de lingvistică, susținută cu mare hotărâre. Unde există și substantive și verbe, adverbe, propoziții, chiar și conjuncții în cartea respectivă, folosite greșit în limba română. Ceea ce s-a întâmplat astăzi în contextul proiectului de hotărâre e doar o greșeală de redactare și nu o greșeală de înțeles din punct de vedere semantic al acelui cuvânt. În stilul său de neimitat, Ionel Dinu nu s-a oprit cu una cu două. Datorită uzului și dinamicii cuvintelor folosite în limba română, au devenit comune, dar nu au și același înțeles comun. Sunt multe cuvinte. De exemplu, fortuit. Românii îl folosesc greșit. Înseamnă întâmplător. Mulțumesc. Alt cuvânt folosesc. Când toți se gândeau că pretinsa lecție s-a terminat, consilierul Dinu a demonstrat că mai are suficientă imaginație. Dacă vreți, într-adevăr, să întrebați un român dacă știe limba română, trebuie să-l întrebați dacă știe să facă diferența dintre prepoziția din și dintre. Și din altă ordine de idei, domnule Spoială, vă întreb un lucru. Spuneți dumneavoastră substantivul propriu, Iași, la plural genitiv. La ce? La plural genitiv, substantivul propriu Iași. Fiindcă marele academician Alexandru Graul spunea, dacă limba română, un român știe limba română, trebuie să răspundă la aceste două întrebări. Iar domnule Spoială, vă mai spun un singur lucru. Că cuvintele române sinonime, într-adevăr, sunt foarte multe, dar de ce? Domnul președinte, vă rog să interveniți. Păi, interveniți, dar mai întrebare. De ce sunt sinonime în limba română? De ce? Datorită rătăcinii și originalității limbilor respective, domnule Spoială, că ele vine, au ca rătăcină din alt trup lingvistic, domnule Spoială. Și sunt cuvinte luate din slavă, sunt cuvinte luate din și din greacă. Vă mulțumesc! Aveți dreptare! Aveți dreptare, vă rog! După ce Ionel Dinu s-a potolit, ședința a putut continua. El a mai avut câteva intervenții la fel de originale, dar destul de scurte ca să nu fie luate în seamă.